toții ne dorim ca lucrurile să meargă în bine. Dar cum putem face asta? Cum ne putem implica? Ce înseamnă voluntariatul activ și de calitate? Ne povestește Anita Pelin, o tânără cărășancă care se implică constant în bunăstarea comunității. Unul dintre ultimele proiecte de suflet la care a muncit Anita poartă numele În Bine. În Bine este o revistă care promovează voluntariatul și implicarea civică. Suntem un proiect al Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara și împreună cu voluntarii de la facultatea noastră, dar și de la alte facultăți, încercăm cât de mult se poate să promovăm asociațiile, organizațiile, orice inițiativă a unei persoane inclusiv, deci care nu face neapărat parte dintr-un proiect mai amplu. Încercăm să le scoatem în față atunci când e nevoie de ajutor, când e nevoie de voluntari, când e nevoie de donații, să scriem despre ele sau să le share-uim pe pagina noastră de Facebook. Avem o revistă și această platformă, sau mă rog, site-ul nostru. Revista iese de două ori pe an, o dată pe semestru, cum ar veni, fiind studenți, voluntarii sunt studenți și atunci cumva la sfârșitul semestrului încununăm munca de pe parcurs. Avem această revistă, avem această platformă și un grup de Facebook unde anunțăm toate donațiile astea. În plus, în decembrie ne-am dorit, cumva fiind luna cadourilor, luna implicării, ne-am dorit să facem și noi ceva și ne-am implicat într-o campanie de strângere de fonduri pentru un alt proiect la nivel național. Este vorba despre Brighted. Este un proiect al unui ONG inițiat de doi voluntari din țară și cumva acum a prins foarte mare amploare și sunt foarte mulți voluntari din toată țara. Ei fac ateliere pentru elevii de clasele 1-4 în mare parte, în care învață pe cei mici cum să folosească internetul într-un scop educativ. De asemenea, strâng tablete și fonduri pentru a putea plăti în continuare abonamentele de internet pentru tabletele pe care le-au strâns deja și pe care le-au și donat în mare parte. Și noi am încercat cumva să contribuim la asta, că despre asta era vorba În Bine și Brighted. Am încercat să contribuim la strângerea de fonduri pe care ei au inițiat-o. Totul a început în 2019, în vară, dacă nu mă înșel, da, în vară. Fostul meu coleg, Răzvan Sorca, el a inițiat proiectul și avea nevoie de un redactor. Inițial nu știam că este vorba despre un redactor șef care să coordoneze toată activitatea voluntarilor. Am primit un e-mail, eram acolo anunțată că se caută cineva care să scrie. Mie îmi plăcea să scriu, îmi plăcea zona asta foarte mult de social și am aplicat, am zis hai să încerc. Nu mă așteptam la nimic și am zis hai să încerc, să vedem ce-o fi. Și așa am ajuns în echipă. Sau nu știu dacă am fost prima care a ajuns în echipă, nu era deja formată o echipă, dar cert e că așa am ajuns la proiect și am luat alături de mine sau am invitat colegi de-ai mei din generația mea și din generațiile mai mici, care ar fi putut să facă practică, dar nu doar practica în sine pentru facultate, ci și să experimenteze cât mai mult, să testeze terenul ăsta jurnalistic în măsura în care noi puteam să facem lucrul ăsta. Așa a început și așa am continuat până acum. În toamnă, proiectul a devenit al Universității de Vest și cumva deschiderea către studenți, chiar dacă și înainte era mare, acum este și mai mare și ne-am înmulțit între timp și suntem mult mai mulți voluntari, ceea ce e foarte bine. Coordonatoarea proiectului în momentul de față este doamna profesor Adina Baia. Eu am coordonat până de curând și o să rămân cumva în echipă ca membru fondator, membru onorific, pentru că e proiectul meu de suflet pe care l-am pornit de la zero și cumva îmi place foarte mult ideea. Și suntem doar voluntare, suntem 13 voluntare, toate fete, deci închipuieți cum e la noi. Dar e foarte bine. Echipa este formată doar din voluntari, deci este un proiect care se bazează strict pe voluntariat și cumva scriem despre ceilalți ca noi, cumva. Împărtășim și în momentul în care povestim despre
acțiunile pe care le fac cei pe care noi intervievăm, împărtășim sentimentele, că și noi facem așa, și noi avem modul ăsta de lucru, sau și nouă ne-a venit ideea asta, deci e altfel să scrii de la voluntar la voluntar. Pentru mine personal înseamnă foarte mult, pe lângă faptul că, și din ce am vorbit cu fetele, cu colegele mele, pe lângă faptul că ne-am dezvoltat noi foarte mult pe plan profesional, în sensul că am vorbit cu foarte multe persoane cu care, nu știu, poate în mod normal, la care în mod normal n-am fi ajuns. Sau poate că am fi ajuns, dar mai greu, și cumva în bine ne-a dat șansa asta să cunoaștem persoane care să ne inspire și să ne determine și pe noi să facem lucruri bune în continuare, indiferent de domeniul în care vrem mai departe să activăm. Deci, în primul rând, ne-a dezvoltat profesional foarte mult pe toate, dar și personal, nu știu, mie mi se pare că ne-am alimentat așa cu foarte multă energie pozitivă, adică văzând că lumea zice că, știi cum e în general, că toată lumea spune că nu facem, că nu există implicare, că avem atâtea probleme și poate că soluția ar fi, dar nu e cine să le implementeze, dar chiar este cine să le implementeze. Uite, de exemplu, avem o bază de date pe care am făcut-o în noiembrie 2019, când am început proiectul oficial, și sunt peste 200 de ONG-uri în Timișoara, deci doar în Timișoara, fără județul Timiș, care sunt active, deci efectiv sunt oameni care fac. Și dacă punem în calcul doar câte un om per ONG, ceea ce nu e tot timpul, că un ONG înseamnă multă lume, dar și dacă punem un om în calcul per ONG, înseamnă 200 de oameni în oraș care fac ceva printr-un proiect sau printr-o inițiativă. Deci este lume care face ceva, există persoane care fac asta și cred că pentru noi a fost o inspirație și indiferent de ce urmează să facem mai departe, fiecare dintre noi, fiecare dintre voluntare, ne-am încărcat cu energie pozitivă și avem dovada vie că se poate și că lumea face și că putem să facem și noi mai departe. Ne doream ceva cu tentă pozitivă, evident, pentru că asta promovam și aveam așa câteva variante de inspirație, dar ne-am zis hai să venim cu ceva mai altfel. Și în bine este în primul rând că bine, pentru că vorbim despre bine, și cumva în bine și de la a îmbina, pentru că încercăm cumva să strângem la oaltă comunitatea. Asta făceam prin evenimente înainte de începerea pandemiei, deci asta am reușit să facem prin două evenimente, să aducem împreună comunitatea, să-și spună poveștile, cei care se implică, ONG-urile, voluntarii, și cumva să se cunoască între ei și să vadă mai multe șanse în care ar putea să le fie de folos. Și asta ne-am dorit, să îmbinăm cumva comunitatea și să promovăm binele, deci cam asta înseamnă numele nostru. Ne-am spus, ok, hai, avem pagină, avem site, hai să facem și un grup. În primul rând pentru că ne-am uitat la alte grupuri de la alte ONG-uri sau de la alte inițiative și din localitatea noastră și din țară, și ne-am zis că poate lumea ar interacționa mult mai bine, deci oamenii ar interacționa mult mai bine între ei într-un grup care, chiar dacă e deschis, cumva știi că sunteți doar voi acolo. Așa, pe pagină poate să fie oricine care vede cumva de pe margine și cumva ai senzația asta că ești urmărit și că nu-ți vine să comentezi, nu-ți vine să interacționezi, îți vine doar ok, apreciezi și atât. Și ne-am spus că hai să facem grupul ăsta pentru a promova acolo toate posibilitățile de voluntariat pe care noi le găseam, noi în primul rând ca echipă, și pe care puteam să le oferim către oamenii care erau în grup, dar și oamenii din grup să poată să posteze acolo, lucru care era mult mai ușor decât pe pagină, pentru că pe pagină sau pe site ajungea puțin mai greu, adică procesul era mai dificil. Oamenii ne scriau, noi preluam materialul și îl distribuiam, dar așa pe grup lumea putea pur și simplu să posteze direct, cine voia să se implice putea să-i scrie persoane în cauze direct, fără să mai intermediem noi. Singura chestie pe care noi o intermediam era că ofeream acel grup, acel spațiu unde oamenii să se
să poată să ofere variante de voluntariat sau de donații sau tot ce era nevoie. Orice anunț acolo se poate pune în continuare, se putea pune și se poate pune în continuare și cine vrea să se implice ia legătura direct cu persoana care a postat și așa reușim să facem mai mult bine. Ne-am gândit că, ok, 1 plus 1 egal 2 și egal forță mai mare, dar dacă 1 plus 1 ar fi 11, dacă un om plus un om ar crea mult mai mult decât 2 oameni, ar crea poate cât 11 oameni ceva și ar reuși să facă, de acolo a venit, da. Momentan, ce facem este să oferim în principal suport și ajutor, să oferim platforma pentru studenții de la jurnalism, dar nu neapărat de la jurnalism, de la comunicare și relații publice, de la media digitală, în special pentru studenții de la partea de comunicare, de la facultatea noastră Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării, dar avem și avem și studente de la Economie și Administrare Afacerilor și de la Comunicare și Relații Publice de la Universitatea Politehnică. Deci, cumva e deschis pentru toți studenții. Ce putem să oferim pentru studenții noștri de APFC este că este un loc, un spațiu unde își pot face practica fără să mai fie nevoie de foarte multe acte. Știi și tu că erau necesare foarte multe acte pentru această practică dacă era făcută în exteriorul facultății, lucru care acum e foarte simplu de făcut aici, pentru că pur și simplu vii și li se eliberează o adeverință foarte rapid și se face practica după ce au făcut materialele. Suntem deschiși însă către oricine care vrea să scrie, deci e o platformă pentru toată lumea. Noi asta ne-am dorit de la început și asta ne dorim să susținem în continuare, indiferent de schimbările prin care trecem. Deci e pentru toți cei care sunt interesați să promoveze ceva sau știu o poveste și vor să scrie despre ea, ne pot scrie pe pagina noastră de Facebook sau mie sau colegilor mele și se rezolvă repede, poate oricine să scrie. Avem partea de grafică, avem 4 sau 5 studente care vor să se dezvolte în direcția asta, care au deja niște abilități sau care nu au avut deloc și le-au dobândit exersând aici și încercăm cumva să creăm conținut cât mai original pentru a atrage lumea, dar și pentru ca studenții sau studentele care vor să-și dezvolte abilitățile pe partea asta, nu doar grafică, și video, de exemplu, care vor să-și dezvolte abilitățile în alte direcții în afară de scris, sunt bineveniți, desigur. Și nu doar studenții, ci altă lume. Vă așteptăm la Înbine și dacă nu vreți să veniți la Înbine, măcar să citiți despre bine. Cred că asta ar fi ce aș mai spune.